Bună ziua, dragii mei! La mulți ani sunt Arotela cu etalarea pentru 2021 pentru cei cu soare, lună, venus, așcenelul, nodul, nord în gemeni. Etalare foarte generală, în care am început să scot mesajele. Înainte de a începe etalarea, vă rog frumos să citeți și sub videoclip. În curând voi atașa un cont PayPal pentru cei care vreți să donați acestui canal, care simțiți că um, sunteți... Um, în gratitudine față de ceea ce ați primit de-a lungul timpului ca și mesaje, sfaturi pe acest canal. Uh, mai atașez sub video, dacă vă face plăcere să citiți, un link către noul meu canal de artă în care sper că găsiți, că veți găsi lucruri frumoase de văzut, de meditat asupra lor și o altă energie, alta decât acest tarot, care vă poate inspira la fel de, de puternic ca și aceste talări, dar este cu totul altceva. Pentru cei care aveți copii, acest canal de artă va fi și în ajutorul exprimărilor artistice și a Oricui vrea să, să se exprime în acest sens. Cu răbdare. În fine, mesajele de la îngeri pentru gemeni. Acțiunile vorbesc puternic. Exprimați dragostea prin acțiuni. Asta pentru un anume tip de gemeni care s-au obișnuit să conceptualizeze dragostea și să pună mai puțin în aplicație ceea ce gândesc Uneori și fug. Știm că unii, nu toată lumea, unii gemeni au tendința să fugă de emoții, raționează prea mult asupra acestui concept și, evident, intrând în lumea aceasta mentală, acționează mai puțin. Îndemnul este să acționați. La capătul setului de cărți aveți dragostea, este peste tot în jur și cereți ajutorul. Cere, cere, cereți ajutorul într-o privință. Cuiva care vă poate consilia, rămâne de văzut în 2021 cui va trebui să cereți ajutorul, dar aceste mesaje sunt, în general, referitoare la dragoste. Dacă aveți nevoie de o consiliere în această privință, va trebui să cereți ajutorul cuiva. Și. Prin orice a trece, este totuși o etalare pentru 2021, nu, nu uitați că dragostea este peste tot în jurul vostru. Trebuie doar să vă învârtiți și să intrați în acest adevăr, să vă centrați, să simțiți ce în jurul vostru și să schimbați, ca o roată a norocului, acum așa o văd, să schimbați energia prin mișcare. Interesant, dar aici este un personaj care se mișcă, aici se vorbește despre acțiuni, da? aveți nevoie de Schimbare de energie prin mișcare. Ce poate să însemne acestea variază de la om la om. Trebuie să vă decriptați și voi mesajul până la urmă. Au venit și celelalte mesaje, dar vreau să iau mai întâi energia generală. Ia, uite, trebuie să alegeți între alb și negru, între Ing și yang, Vedeți. Oh. Ah, interesant. Energia generală. Nici n-am apucat să întreb. Au venit trei, totuși. Hmm. Ok, le păstrăm ne păstrăm. Și e frumos că a venit credința tocmai astăzi, a doua zi de Crăciun. O să păstrăm chiar dacă sunt trei. Cu oricum cărțile erau amestecate, doar așteptau să fie luat uh, mesajul. A venit scribul, valetul de aer. Acesta sunteți voi, da? Sunteți voi valetul de aer. Care gândește, vorbește, dar mai puțin acționează unii, pentru unii, nu pentru toată lumea. Oricum, dragii mei, aveți credință. Interesant că avem semn de aer și avem și gândul. Aveți gândul. Gândul care asta reprezintă. Semnul spadelor al aerului, da? Schimbați-vă gândurile negative spre cele pozitive, cum arată și imaginea. Aveți credință. Întoarceți-vă privirea și gândul într-o direcție luminoasă Înspre credință, ca să puteți acționa în credință și să manifestați lucruri deosebite. Rămâne de văzut ce va trebui. În 2021 va fi această problemă a, sau tendință de a mentaliza, de a visece să acționați și credința va fi testată într-un fel. Credința va fi testată într-un fel, dar nu uitați că această imagine sugerează, arată un înger care călătorește pe o broască țestoasă cu răbdare. Broască țestoasă trăiește mult, da? Ca să putem manifesta în timp, ca să putem crește această credință, trebuie să avem răbdare și lucrurile, chiar dacă merg încet, ele se dezvoltă. Ele se dezvoltă către un final măreți. Dar rămâne de văzut ce alte cărți apar pentru 2021, pentru 2021. Ideea este că voi, semn de aer, trebuie să vă întoarceți gândul. Interesant, uitați, vedeți și cromatica. Acum, hai să și arăt, da? Cromatica este rece aici, ca așa e cu semnele de aer. Aici, iar avem o cromatică rece, destul de întunecoasă. Și femeia, personajul, bărbat, femeie, nu contează, întoarce privirea și Acționează într-un fel, face un act de transformare mentală prin credință în lumină. Trebuie să vă întoarceți privirea către lumină. Unii dintre voi chiar aveți nevoie să auziți acest mesaj. Cineva vă va inspira eventual, vă va încuraja un personaj care este ancorat în această lume spirituală, eventual. Până reușiți să faceți și voi această transformare. Și în momentul în care vă schimbați gândul către cel pozitiv, acționați și manifestați lucruri pozitive. Și uite, așa, conștientizați la un moment dat că, într-adevăr, dragostea este doar în jurul vostru, depinde de voi. Da? Și aici cereți ajutorul, posibil personajul către care va trebui să mergeți la un moment dat în 2021 va trebui să vă încurajeze să vă readucă aminte despre acest concept. Credință, creștinism, spiritualitate, unii dintre voi. Nu toți, dar unii. Oricum, păstrați-vă credința. Alte mesaje care au venit. Ia uite, self-initiation, inițierea sinelui, a, a voastră și legacy of light, moștenirea luminii, da? Moștenire Moșteniți lumina prin credință. Această inițiere a sinelui are loc în mintea voastră prin, și în minte și în emoții și în acțiuni. Sunt trei lucruri da? pe care trebuie să le transformați și să le manifestați în anul care vine. Și asta ține de inițierea voastră într-o credință, într-o lumină sau în lumină, într-o nouă direcție. Trebuie să ieșiți, interesant să ieșiți, aici e mult roșu. Să ieșiți din starea de frică, roșu ce? Prima ceacră. Frica, nevoia de stabilitate, nevoile primare. Ieșiți din ele și intrați în lumină, în alb, direct în alb. Ce înseamnă albul, Fuziunea tuturor, tuturor culorilor, a tuturor ceacrelor. Intrați în alb în puritate. Și creați acolo, iar trei, am zis trei, emoții, gând și acțiune. Interesant, da? Prin asta vă inițiați. Și uite așa, acel moment de inițiere care va avea loc la un moment dat, în 2021, poate că spune nu, că eu cau spiritualitatea de mult timp. Va fi ceva special în 2021? Da? Veți pune bazele unei moșteniri luminoase, spirituale, și e interesant cum mesajele acestea vin într-o formă sau alta, diferite într-adevăr, dar oarecum asemănătoare la toate zodile. Asta pentru că ne pregătim de un nou an, de o nouă vibrație și cinci înseamnă schimbare, trebuie să schimbăm ceva. La capătul setului de cărți ce aveți? Loving all that is. 22, număr maestru, iar lumină iubiți-vă în lumină. Bine, nu spun, nu -ai să fiți exhibiționiști, altceva este, despre altceva e vorba. Să vă iubiți pe voi, să vă vedeți partea luminoasă a voastră, să vă îmbrățișați lumina, să îmbrățișați lumina ca să vă vedeți și lumina voastră. Să intrați în starea aceea de adorare pe care o au cei care au credință. Prin orice trec, în momentul în care se roagă și, -și uh, se conectează la acel punct special, intră într-o stare de extaz mistic. E un extaz mistic. Vorbesc de extaz mistic, nu de extaz erotic, da? Și interesant că sub această carte aveți, ea este luna. 21-22, o evoluție. E o latură feminină care trebuie iar explorată, exploatată în sens pozitiv. Trebuie să iau, lumina este aici, o vedeți? Aici sunteți în depărtare, contemplați asupra luminii, lunare, solare, lumina de toate soiurile, da? Și la un moment dat va fi acel moment de inițiere în care veți putea îmbrățișa nou, mai contemplați, intrați direct în ea și uite așa puneți bazele acestei uh, moșteniri. Aveți și iubitorul, ying și yang numărul 8, transformare, citiți sub video pentru că vă trimit către un link care vorbește despre ying și yang uh, dintr-o altă perspectivă și atunci înțelegeți mult mai bine ce nu reușesc să spun în cuvinte. Ying și yang Trebuie să vă iubiți cu plus și cu minus, cu întuneric și lumină, ca să puteți atrage și lucruri. Și nu doar să vă iubiți în întuneric, cu ideea să transformați, da? Interesant că Inchiang Lavar are numărul 8, înseamnă transformare. Evident. 8 înseamnă și sexualitate. O astfel de sexualitate trebuie explorată. Dar acestea par cuvinte mari într-o lume atât de marcată în continuare de material, dar, dar, dar. Iau la capătul setului de cărți, un nou proiect. Cred că am mai apărut pe la berbeci același, în aceeași poziție, un nou proiect. Body and mind. Echilibru între corp, corp, acțiune și minte. Mintea. Iar este foarte important acest echilibru. Echilibrul vedeți și aici la cel gând, da? Nu stați într-un singur gând, nu stați în gânduri negative, pentru că totuși anul care vine chiar dacă anunță unii oameni evenimente frumoase, are provocările sale. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar are provocările sale, nu e chiar așa ușor. În timp ce am amestecat cărțile, a apărut steaua și opt de cupe. Unii dintre voi vă îndepărtați de cineva cu un marcaj, nu obligatoriu vărsător, marcaj. Vă îndepărtați și mergeți către această lumină, către credință, către cupa a noua, către transformarea voastră emoțională despre care am zis. Alții Lăsați în urmă niște cupe goale și mergeți, iar acest nou de cupe este speranța și este similar cu stea, varianta mică, bine, nu e cea nouă de cupe, este 8, dar veți lăsa sau ați început deja, pentru că să le simt cărți care țin mai mult de 2020, ați lăsat în urmă, ați învățat să lăsați în urmă sau încercați să lăsați în urmă ceva ce nu v a împlinit și mergeți, încercați să faceți această, această schimbare de gând, de emoții și să acționați într-un sens luminos, cu speranță, iar speranța credință. Steaua nu înseamnă un să vărsător. Vărsător poate să apare și sub, de, sub semnul regele de spade. da? Steaua înseamnă foarte multe. Nu vă fixați pe subvărsător? Este absurd. Sau este mult mai mult? Pentru că nu toți vărsătorii se ridică la această vibrație. Nu toți. Chiar nu toți. Ăsta e adevărul. Steaua înseamnă credință, echilibru emoțional și mental despre care am tot vorbit. Vindecare. Trebuie să vindecați ceva. La capătul setului de cărți, interesant să oprit la cinci de cupe. Plângeți, ați pierdut pe cineva. Regretați ceva. Un triunghi amoros pentru unii. Nu v-ați întâlnit sufletul pereche din cauza unor prieteni sau cupelor goale, vărsate și aici și aici. Da? Încă plângeți. Iau, regina de spade, sunteți voi. Poate un semn de apă plânge după voi. Oricum, iau de semn de apă. Poate să nu de apă plânge după voi. Este nevoie de transformare radicală. opta, am vorbit despre Casa Scorpionului. Ca să puteți manifesta ceva nou, care vă dă stabilitate, abundență și așa mai departe. De asta sunt cărți care țin mai mult de 2020. Haideți să vedem. Ia să le mai amestec un pic. Încă o dată. Gemenul, soare, luna, venus, ascendent. În gemeni. 2021. Ok. O dată, de două ori, de trei ori. Facem. Până la urmă așa trebuie să fac, nu? 12 cărți, câte una, câte una pentru fiecare lună, să vedem ce poveste generală am putea descoperi. Ia. Puterea, îndrăgostiții, ați putea fi voi aici ianuarie, februarie, martie. Da? Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, vedeți? Noiembrie, decembrie. Frumos. La capătul setului de cărți, turnul. După lungi așteptări, aute, două cărți, așteptări, șapte de monede, aute, după boală, după probleme în cuplu, ați așteptat, ați încercat să rezolvați, probleme financiare, probleme relaționale, da? Ați așteptat, ați încercat să lucrați în grădina voastră, v-a sacrificat, vine turnul, vine separarea, vine trezirea, vine acest Uranus învârsător nu Uranus în Tauru, vreau să zic, vine Jupiter și Saturn. Saturn iar construiește Saturn în și vă ajută să creați altceva. Trebuie să creați altceva. Dacă se dărâmă Uranus, dacă se dărâmă ceva, o structură trebuie făcută, nu? Nu putem să lăsăm lucrurile în ruină. Altfel, n-are rost să dărâmăm dacă nu știm ce vrem să punem în loc. În fine, în ianuarie aveți puterea unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Aveți Trebuie să vă luptați cu ego-ul vostru, cu ego-ul cuiva. Trebuie să transformați acest ego și să creșteți către fecioară, către infinit, către spiritualitate, că nu degeaba a apărut, da? Credința nu degeaba a apărut, da? Au apărut toate mesajele despre care am vorbit. Încercați să vă temperați, eventual unii dintre voi vă abțineți într-o poveste de dragoste. Îndrăgostiții vin chiar în februarie. Sunt multe lucruri care simbolizează, care reprezintă această carte. Vedeți cum se raportează la voi. În primul rând, este o reținere. O reținere. Trebuie să aveți putere ca să transformați ceva. În februarie se pune în discuție un, o poveste de dragoste, un moment important de alegere între cineva. Eventual, unii dintre voi ați fost într-un triunghi amoros, că se vede prin da, șase de, de monede. Unii dintre voi, nu toată lumea. Și în februarie vă gândiți ce fac, mai continui, nu mai continui, pe de o parte vă abțineți în relație cu cineva, pe de altă parte aveți nevoie de altcineva și lucrurile acestea produc lacrimi, tristețe și iar, dacă nu alegeți în februarie, în mai trebuie iar să alegeți. Interesant că s-a nimerit chiar sub îndrăgostiții doi de monede, iar trebuie să alegeți. Deci veți fi puși să alegeți, să schimbați gândurile, să schimbați emoțiile, să schimbați acțiunile, să mergeți înspre lumină. Trebuie să alegeți ce e pozitiv, ce vă, vă crește, ce vă dezvoltă. În iunie, un proiect, o atracție pentru cineva, pentru unii dintre voi, un personaj tânăr, poate să fie un copil care se pune în discuție, care are, are ceva de rezolvat, un, un, un copil mai uh, pasional, așa, mai uh, vulcanic, valetul de bâte. Că o fi copilul vostru, că o fi un personaj tânăr care vine și vă, vă atrage într-un fel sau altul, sau o poveste, pur și simplu, neapărat personaj, o poveste, o atracție, da? apare în viața voastră și interesant că după aceea urmează doi de spade. Iar intrați în zona gândului, iar mentalizați, iar trebuie să alegeți. Aveți vreo trei cărți în anul care vine în care trebuie să alegeți. Îndrăgostiți doi de monede, doi de spade. Ce fac? Ce aleg? Triunghiul amoros, apasiunea care vine, tristețea, restricțiile emoționale sau alte motive, da? mândria, sunt multe lucruri între care trebuie să alegeți în 2021. Și totuși, la un moment dat, când vine aprilie, mai, iunie, iulie, în iulie, poate să fie un asem de aer care vă blochează, evident. Dar, deocamdată, vorbesc despre voi. Vreți să blocați ceva ca să vă gândiți. Iar, am zis, sunt trei cărți în care se, se vorbește despre alegeri. Aici, în asta constă inițierea voastră, în aceste teste. Că alegerile, de fapt, sunt momentele de final. Ai lecția, dai testul. Și la test ce faci? Răspunde A, B și C. De, whatever. Câte ori fi. Da? Și ăsta e testul. Momentul de alegere. În fine. În ce am zis? Iulie, August, septembrie. Ok. În august vrei să manifestați ceva magicianul. Ați putea să fiți voi după aceste, aceste trei teste, le văd, da? în care vă hotărâți, gata, vreau să manifest ceva. Și interesant cum vine magicianul sub aceste două momente de alegeți. Prima oară alegeți în dragoste, pe urmă alegeți între lucruri care au diferite valori. Feminin, masculin, pozitiv, negativ, Succes de scurtă durată sau stabilitate de scurtă durată, stabilitate de lungă durată, da? În fine, și la am dat în august, vreți să manifestați ceva. După această perioadă în care blocați, vă gândiți bine, bine, bine. Când o, să, o să vă puneți și voi problema. Ea nu știu câte oară când trec prin nu știu ce situație, da? Da, de ce o repet? Da? Și vă gândiți. Da, aveți aici gândul. Da, a apărut și steaua vindecare. Că lăsați în urmă și mergeți către stea, către destinul vostru, către destinul care e destinul vostru, dragii mei, al tuturor, este să ne găsim credință. Să rămânem în credință. Oh. Oh. Ei, hey, și în momentul în care manifestați, vă hotărâți ce vreți să faceți, începe și puneți în practică. Evident că poate să apare și un semn de pământ, pe mine asta mai puțin mă, mă interesează. Prin septembrie sau cineva, în septembrie chiar apar monede, vă ajută. E o anumită vibrație pământeană care vă ajută să puneți în practică acest proiect, ceea ce vreți voi să manifestați, proiect, dragoste, care spirituală, orice. Magician înseamnă orice. Este un moment în care acțiunile vorbesc puternic. Asta e. Acțiunile vorbesc puternic. Asta înseamnă manifestare. Și începeți în septembrie să puneți bazele cu răbdare, cu răbdare, cum am zis mai devreme, că se repetă lucrurile, da? Puneți bazele acestei moșteniri. Inițierea, interesant, poate să fie chiar în acest, în acest moment, de magi, în august. Ar putea să fie. Ar putea să fie în trei, da? În numărul trei, în martie, să vină cineva și să vă inspire, să vă consilieze, interesant. Am văzut, cereți ajutorul, da? În martie, da? Să continui ideea. ea, că o să revin. Oricum, ceea ce vreți să manifestați în septembrie, începeți să puneți în practică, vă faceți listă, planuri, începeți să adunați bani sau să investiți sau faceți ceva practic, cu răbdare. Vă luați această răbdare, Domne, vreau să ajung un punct utare. August, septembrie, în octombrie, deja vedeți trei de băte, deja vedeți oportunitățile în zare, pentru că ați trecut testele, începeți să manifestați și să puneți în practică, începeți să vedeți în zare munca aceasta depusă, la un moment dat, proiectul ăsta în care v-ați implicat. Și repet, proiectul poate să orice. Vedeți în zare oportunitățile, începeți să vedeți schimbările, eventual comunicați la distanță, cineva vine să vă inspire. Pentru că urmează. Noiembrie 6 de băte. Cineva vine, cineva care atrage atenția, mai zis că pentru unii e un personaj care vă inspiră, vă conciliază, vă, vă ajută într-un fel sau altul. La un moment dat, prin noiembrie, vine cineva de la distanță și vă inspiră și vă readuce pasiunea, dar nu vorbesc mai de pasiune, reușiți să puneți în practică această, acest proiect, reușiți să fiți creativi, reușiți să, să vă guvernați viața după alte alte principii. Pentru unii să vină cineva cu un marcaj în semn de foc, pentru unii nu pentru toată lumea. Ar mai fi o altă variantă. Variantă. Totul depinde de ceea ce vreți voi să manifestați început de an și voi alegeți gândul pe care vreți să-l manifestați. De asta dai fantastic cu etalările de la, de la început de an. Ele sunt extrem de generale. Pot să fie personaje care apar, pot să fie evenimente, proiecte, da? Orice pot fi aceste cărți. Dar depinde de voi ce alegeți să manifestați. Este gândul, da? Cu tare sau cu tare? Am zis că în noiembrie, în octombrie, deja vedeți oportunitățile după lupta pe care, sau munca pe care, mai bine zis, nu, nu luptă, munca pe care ați depus-o în manifestarea a ceva ce se va întâmpla prin august. Da? Vedeți oportunitățile. Și în noiembrie deja aveți un succes. Șase de băte. Succes, o reușită. În cazul în care nu e cineva care vă inspiră, aveți voi reușită pentru că ați ales să manifestați și să munciți în acest sens. După ce, da, trebuie să treceți niște teste. Așa văd aceste momente de alegeri, ca niște teste. V-am zis. Și acest moment de succes vă va duce către această poziție. Regina de băte, în care veți atrage atenția, veți inspira pe alții și voi, veți inspira pentru că aveți succes, atrageți atenția, iar veți fi undeva în centru atenției, am zis, veți fi văzuți ca niște persoane magice, creative. Eu vorbesc de voi, am zis, evident că pot să fie semne de foc, de pământ, de aer, că de deja știți elementele cei care ascultați. Haideți să refac, să refac, să mai vin cu alte povești. Am zis că în februarie aveți acest, acești întregostiți. Eventual simțiți că e, e o dragoste imensă sau o atracție imensă între voi și cineva pe care o rețineți în ianuarie. În ianuarie încă o rețineți. Și totuși în februarie simțiți această atracție. Simțiți că personajul e un personaj care vă completează, că este o întâlnire orchestrată de divinitate. Nu este orice fel de întâlnire, da? În februarie. Deși nu uitați și de mesajele pe care le-am spus, moment de alegere pentru unii. În fine. Să zicem că în februarie unii vă îndrăgostiți. În martie s-ar putea, s-ar putea unii dintre voi să intrați într-un triunghi amoros. Ar fi păcat pentru că nu este uh, mare grijă la triunghiuri pentru că nu este benefic. Nu este de înaltă vibrație. Mare grijă. Va trebui să vă gândiți totuși. Cui dați? De -aia am zis de alegeri. Cui dați? Vechiului personaj, noului personaj, cui dați, cui oferiți atenție. Trebuie să fiți în martie. Va trebui să fiți în echilibru financiar, să nu uităm și acest aspect. În martie, dacă ați avut niște situații, cum le-am văzut mai devreme, cinci de neute, cum am văzut aici, niște probleme financiare, de cuplu, că nu s-a lucrat, că ați avut probleme în cuplu. În martie s-ar putea unii dintre voi să începeți, iau de februarie, o colaborare, discutați de o colaborare și în martie primiți un ajutor financiar de la cineva. Poate să nu fie sub formă de bani, poate să fie sub formă de alte materiale, de construcții, de aia, de ailate. Este un, o susținere practică. Și o reechilibrare practică, financiară, să zicem. În aprilie, patru de cupe, ori un semn de apă e supărat pe voi, ori voi vă aduceți aminte de o poveste de dragoste, vă gândiți că ați vrea să manifestați dragoste, e o stare de melancolie, de tristețe, pe care o veți simți la un moment dat în aprilie. Poate că Paștele, nu știu când pică Paștele, mama care vine, nu m-am uitat. Ceva, cred că este o energie în care vă veți aminti de 2020. Mare grijă să nu cumva să pierdeți vreo ocazie care vine, vine în 2021, în aprilie. Mare grijă, din cauza că meditați prea mult și contemplați prea mult la un 2020 mai trist. Mare grijă. Ar mai fi în aprilie nevoia de contemplare, mai ales dacă e și Paștele, să meditați, să vă rugați să vină această oportunitate. Să vină dragostea, să vină pacea, să vină vindecarea într-o formă sau alta. Sunt multe subiecte la care trebuie să meditați și să vă rugați. Aprilie, mai. Am zis, în mai. Mai, iau -te zodia taului semn de pământ. În mai trebuie să vă echilibrați între două lucruri. Iar, trebuie să faceți echilibristică financiară, Poate că aveți două joburi, două proiecte, poate jobul vechi trebuie transformat sau sunteți pe care să rămâne de văzut ce va fi în 2021, multe surprize, da? Să vă pregătiți pentru un nou job. Apare și proiectul în iunie. O nouă idee, un nou proiect. Că de aia vreți să manifestați ceva în august. Înțelegeți, da? Probabil unii dintre voi începe să lucrați în paralel la această oportunitate, o luați, frumos ar fi să o luați această oportunitate și să lucrați în paralel între da, soare și lună. Ziua lucrați undeva, luna, noaptea la altceva, la noul proiect sau vă străduiți să vă înțelegeți, să, rep... să jonglați două situații. Dar mare grijă, repet, să nu jonglați și să fiți într-un triunghi amoros. Mare grijă, pentru că nu este bine. Pe diagonal apare că la un moment dat veți fi blocat sau veți bloca. Mare grijă. Mare grijă. Nu este vibrație înaltă triunghi amoros. Vă asumați responsabilitatea. Și asta înseamnă foarte mult. Libertatea costă, dragostea cere sacrificii, asta e lumina, iar cere sacrificii. Știu că sună sumbru, dar asta e adevărul. Asta e adevărul. În iunie am zis că poate să fie un copil care vine cu o idee, un copil de care trebuie să vă ocupați o, o atracție, un proiect. Un proiect pe care vreți să generați. Original, interesant. Multe. Am zis că poate să fie și semn de foc, trecem și peste asta, că nu pot să zic tot timpul la fiecare carte semn de foc, pentru că semnele de foc nu apar musai prin, totuși valet, prin orice carte, da, să fie semnele de foc, vreau să zic zodiile, da, și n-aș vrea să zic de fiecare dată zodie, că poate nu e zodie de foc, poate este cineva pasional care vine în viața voastră și vine cu o idee și zice hai să facem, da, sau vrei să faci cu tare, uite, eu vin cu ideea asta, vine cu o idee originală și vă, vă dau un plus. Și atunci plusul ăsta de pasiune și de idei și de ce o mai fi, de scântei, iar vă, vă pune să vă gândiți, mai e bine să fac așa sau așa, pentru că eu gândisem într-un anume fel, da, doi de, de monede și acum vine scânteia și iar trebuie să mă gândesc, că na, așa fac unii gemeni, au tendința să gândească mai mult decât e gazul și mai puțin să acționeze. Dar e frumos, repet, că în august începe să că magicianul acționează și acționează, dragii mei, din suflet și în credință. Altfel nu poți să manifesti nimic dacă n-ai pasiune și nu ai credință. Să zicem că bătele înseamnă și creativitate, nu doar pasiune, da? Dar credința este al cincilea element. Nu se poate manifesta nimic fără așa ceva, fără încredere. Vreau să fac cu tare, știu că pot. Da? Pentru unii, iar, repete, aveți cel puțin trei cărți. Ba chiar cinci, ba chiar șase, dacă au și îndrăgostițe și, și puterea. Există cineva care vă va inspira? în 2021. Aveți puterea, cineva puternic care vine și vă inspiră și vă... Aici e lupta egoului. Îl las să mă inspiră, îl o las. Mai ales pentru unii bărbați, a, e femeie sau a, că e nu știu ce, sau are nu știu ce meserie sau nu știu ce, știi? Și eu o... situație, ego, ego. Apoi atracția, iar completarea, cooperarea, colaborarea, da? Iar, e o chestiune care ține de inspirație. Magicianul iar inspiră. Șase de băte iar inspiră. Regina de băte iar inspiră. Chiar și valetul de băte inspiră. Ave aveți pe cineva, repet, în cazul în care nu veți fi voi, dar eu sper să fiți voi și să preluați această vibrație, că de-aia vin oameni în viața voastră și ne sau noastră și ne inspiră. Ne inspiră ca să fim ca ei într-un fel, în felul nostru, nu ca ei. Dar ceva. magician în august, cineva vă farmecă, clar. Vă farmecă, vă atrage iar și vreți să manifestați ceva, vreți să manifestați o victorie. Și repet, în septembrie deja vreți să lucrați la această manifestare. În septembrie unii iar veți avea un, o susținere financiară pentru acest proiect, pentru ceea ce vreți voi să fie. Poate să fie și muncă în cuplu dacă vreți să începeți o relație, că am văzut l-am dat și New Love în timp ce amestecăm, o nouă dragoste. Posibil, posibil. Nu pentru toată lumea, că sunteți de vârste diferite, de zodi diferite, de hărți natale diferite. Luați-vă, decriptați-vă mesajul și vedeți, puneți-vă pe hârtie, că e sfârșit de an și început de an, ce ați vrea să manifestați, ce simțiți că se potrivește cu viața voastră și puteți să manifestați. Trebuie să fim o leacă în aceste clipe, că tot e zodia capricornului, zodii de pământ, da? să fim o leacă mai temperați, și după meditația și răgăciunea de Crăciun să ne punem pe hârtie ce vrem, da? Ce vrem cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Pentru că dacă nu le scrie magicianul, nu se manifestă, nu putem trece la acțiune. Scrisul este gândul în 3D. Ok, Puteți să aveți un semn de pământ care vine în viața voastră, puteți să aveți o susținere financiară, iar ați mai avut și în martie sau puteți să aveți și în martie și în septembrie. Probabil că aveți niște planete acolo care vă susține o poziție martie, dar pești fecioară. În fine. Am zis că în octombrie cineva vă așteaptă, voi așteptați. Eu așteptare, comunicare la distanță. Um, me vreau să zic călătorie la distanță. Călătorie scurte, e trei, casa 3 a gemenilor, dar călătorii de scurtă durată sau pe, pe direcții scurte, dar cu un scop frumos, un scop care va duce, sau mai bine zis, nu scop, călătorii care vă aduc reușită vă ajută să manifestați mai repede ce v-ați propus să manifestați. Cineva eventual vă așteaptă în octombrie, pentru unii, sunt multe. Rămâne de văzut. Dar interesant că totuși noiembrie și decembrie se termină cu această energie superbă, victorie. În noiembrie aveți o victorie. Revin cineva, poate să intre victorios în viața voastră. Dar îmi place să cred că, și asta ar trebui și voi să credeți, da? că veți avea reușită. Și veți străluci, că regina de, de băte strălucește, atrage atenția. E sexy. Bărbați, femei, puteți fi extrem de sexy prin decembrie. Doamne, ajută să facem altfel Revelionul și sărbătorile la anul, dar nu așa în atmosfera aceasta restrânsă, să ne putem bucura, să putem, nu știu. Să avem și noi parte de o petrecere, că parcă n-am mai avut de mult timp parte de o petrecere. Adevărat, așa, fără măști, fără restricții, fără, fără griji. Vai, luăm vreo boală, vai, luăm nu știu ce și murim, da? Dar îmi place. Îmi place că sunt totuși cărți pozitive. Afară de două. Două sunt, nu, nu sunt negative. Sunt o leacă mai triste. Dar acest turn înseamnă că se va schimba totul. Și e de bine. Cât am vorbit, domne, ia să închid. Eu zic că am vorbit destul și v-am dat destule variante și aveți mesaje frumoase. Rămâne, depinde de voi ce vreți să manifestați, dragii mei, și nu uitați, cel mai important, acționați. Schimbați-vă gândul, acționați, păstrați-vă credința, chiar dacă vi se dărâmă niște construcții, la un moment dat, chiar dacă vi se dărâmă niște relații, se va construi, manifestați ceva frumos. Self-initiation, inițiarea sinelui, și moștenirea dragostei. Iubiți all that is. Dar vi se zice de două ori. Love is all around. Da? Dragostea este peste tot. Iubiți cu totul. Regina de băte iubește. Aveți îndrăgostiții. Veți iubi. Dar aveți și niște lucruri de făcut în practic. Nu uitați. Și păstrați-vă credința. Vă pup! Sărbători fericite în continuare. Dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Numai bine. Pa!